Hai, mă, dar scrie mai repede, mă, ai ținere de minte, ce ai? N-am. Hai și încă una, jos, și un punct, aici. Vrei să-l scrii tu pe următorul? Da, jur, că te miști foarte încet. Ca multe misiuni din ASE Express, și această misiune a fost un război al nervilor. Ce frate de limba aveți, nu pot să cred așa ceva, dacă dă semne. Asta, și asta e o mască. Ce mască, fă? O mască invers. Așa. Și punct sus. Punct. Hai că-l fac eu pe următorul cuvânt. Deci, avem așa. Erau câteva fetițe care tot stăteau pe lângă noi și mă gândeam că o să-l streseze pe Teleșpan care se punea să scrie. Câteodată mai am și eu suflet rar. Mă sensibilizează foarte tare când văd copii care nu au posibilități. It's okay? Thank you, it's perfect. So, in Romania... Mă, dar ai căutat cuvântul următor? Nu. Te găsi acum, dragostea, pentru copii, să mă viu. Stai că știi că mă emoționează. Stai că-l caut acum, nu te las. Uite-l, l-am găsit. Vino înapoi că ne-a întrerupt. Ăsta-i. Și după aia m-am gândit să le predau așa o mică lecție de grație, o parte din cursul de la școala de prințese pe care trebuie să-l țin eu. Now hold your dress like this. Hold your dress. And do this. Great! Great, great, great! Este un curs care le învață pe fetițele cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani să fie bune cu ceilalți copii, să interacționeze sănătos și mai presus de toate să nu aștepte un prinț care să vină să le salveze. It's ok? You have to go to him and say that it's ok. No, don't want to sit here. What, where? No. No, no, this is no mistake. You can check it. Tu ai scris asta? Tu ai scris jorsenia aia? Și să nu spui că trebuie să scrie de la început, că m***i... Nu. You just write this word. Yeah. Mm-mm, nu.